Particularități ale organelor de simț la animalele vertebrate. Particularități ale pielii. Resurse educaționale pentru clasa 7. Peștii prezintă o piele acoperită cu solzi. Pe laturile corpului se găsește linia laterală, un organ de simț complex, format din celule receptoare care comunică cu exteriorul prin canale deschise la nivelul solzilor care acoperă acest organ complet. Celulele liniei laterale sunt sensibile față de calitatea chimică a apei, față de curenții acvatici, vibrații și modificări ale presiunii. Se presupune că la acest nivel sunt percepute și undele seismice. La rechini, linia laterală a corpului formează o rețea foarte ramificată ce detectează câmpurile electrice generate de ființele vii, cu rol esențial astfel în localizarea prăzii. Pielea amfibienilor este extrem de subțire, permanent umedă și foarte bine vascularizată, având rol și în respirație. La nivelul epidermei se găsesc nenumărate terminații nervoase libere. Pielea amfibienilor secretă un mucus cu toxicitate variabilă în funcție de specie. Majoritatea speciilor prezintă un mucus care produce o simplă iritație. Însă există și specii de amfibieni cu piele cu toxicitate extrem de mare, ca de exemplu unele specii de broaște din pădurea amazoniană, toxicitatea pielii putând fi letală. Pielea la reptile este groasă, solzoasă și uscată. Ea prezintă formațiuni termoreceptoare care înregistrează radiațiile infraroșii emise de ființele vii. Fiind localizate între nări și ochi la șerpii cu clopoței sau în regiunea gurii la șerpii constrictori. Cameleonii folosesc mici cristale ce se găsesc chiar sub piele, care se contractă și se dilată atunci când animalul este agitat sau devine violent. În funcție de starea în care se află aceste cristale, vor reflecta diferite lungimi de unde ale luminii, practic acționând ca niște oglinzi selective. Culorile cameleonilor sunt folosite pentru camuflarea în mediul înconjurător, dar și pentru transmiterea unor mesaje. Masculii, de exemplu, își schimbă culoarea pentru a intimida și a alunga un eventual rival. Păsările prezintă receptori cutanați mai bine diferențiați decât cei de la reptile. Spre exemplu, corpusculii tactili din piele sunt asemănători cu cei de la mamifere. Pe membrele posterioare, pielea este solzoasă, la fel ca pielea reptilelor. La exterior, pielea păsărilor este protejată de pene, fulci și puf. Pielea mamiferelor este de cele mai multe ori acoperită de pilozitate, adică de fire de păr. În cazuri excepționale, cum ar fi cetaceele, adică balenele, care din cauza mediului marin în care trăiesc, și-au pierdut pilozitatea. Are o structură complexă constituită din epidermă, dermă și hipodermă. Cuprinde mai multe glande, glande sudoripare, glande sebacee, dar și terminații nervoase libere, celule specializate, vase de sânge. De asemenea, organele tactile sunt inegal răspândite pe suprafața corpului, fiind mai numeroase în regiunile lipsite de păr, deci cu sensibilitate mai mare. Mamiferele prezintă și peri tactili, mai lungi, localizați mai ales la nivelul botului. La mamiferele subterane, cum ar fi, de exemplu, cârtița, aceștia au rol de orientare a animalului prin galerii.